nu știu cum să-ți povestesc. Deci clubul care reprezinți, în momentul când ai ajuns la Olimpiadă, deja oricum acolo nu ajung toate chiftelele, faptul că a ajuns până acolo înseamnă că reprezintă România și pentru mine asta e top, da? Nu mă interesează clubul la care se antrenează sau ce culori susține el, frate, ne reprezintă pe noi toți. Hai să ne înțelegem. Corect. Și atunci, de ce artileria asta împotriva Anei? Ce le-a spus atât de rău de s-a bășicat Răureanu și cu Giambașu? Amândoi s-au bășicat. Răureanu ăsta și Giambașu sunt niște vai morților, niște rupți în cur, care sunt obișnuiți să trăiască numai din articole de șoc și groază. Wow, sau de-astea, cum să zic eu, articole care îl citești acum, mâine, probabil nu-ți mai aduce aminte de el. Da? N-au scris nimic semnificativ în viața lor, deci ca fiind jurnaliști, pentru mine sunt egal zero. Problema este alta. Vezi că la un moment dat în interviu Anei Maria așa? A spus așa, între altele, iar despre sportivi, dacă nu aveți ce să scrieți, măcar nu scrieți. Exact. Da? Adică, stai mă, fraților, să ne înțelegem. Ei văd problema altfel. Am văzut, nu mai știu la cine, eu nu-i țin minte pe toți ratații ăștia, dar oricum citeam așa pe articolul ce România a ratat medalia de aur la Olimpiadă. Deci ei văd partea goală a paharului, în loc să vadă, în loc să zică am câștigat argintul. Da? Eu personal vreau să ajung șofer de tir. Nu aveam probleme cu asta. Bă, dar sunt mulți care se iau și sunt ghidați de sportivii care încă ne mai reprezintă, frate. Și datorită lor, mai ridicăm capul în sus ca nație, frate, că oricum suntem la toate capitolele vai morții noștri, pe românește, da? Nimic nu mai funcționează în țara asta. Bă, măcar lăsați-i și ajutați sportivii să ducă măcar sportul mai departe, da? Pă, bani publici? Da, mă, că sunt și banii mei acolo. M-a întrebat cineva unde aș vrea să ajungă banii mei. Eu vreau un sport, mă. Care e problema voastră? De ce vorbești tu, mă, jurnalistule, numele meu? Da? Ai făcut vreun sondaj de opinie să mă întreb unde trebuie să ajungă banii publici? Că se trag pe cur toți, că n-au tancuri și avioane. Bine, mă, și ce faceți cu ele? Că ăștia n-au un genunchi cu niște vaccinuri. Da? În loc să puneți umăr la umăr cu noi ăștia care suferim, că tot în țara asta trăiți și voi, mă, luarați foc de amărâți, da? Voi găsiți, bă, orice numai să nu se ducă să scrie adevăr, da? Asta era ideea. Lăsați-mă măcar sportul să prospere, bă, și nu mai fiți veninoși în halul ăsta, mă, în fierarților care sunteți. Lăsați copilașii să se ghideze după cineva. Că poate mai se naște un Hagi, o a doua Ana Maria Brânză, încă un David Popescu. Că știi ceva? În copilărie visezi. Și asta e frumos. Când ești copil, visezi, frate. Exact ce spunea Ana. Da. Exact ce spunea Ana Maria. Lăsați-i, bă, nene, să viseze frumos copilașii ăștia și hai să-i susținem. Exact, trebuie. În primul rând trebuie să le faci, să le asiguri, cum să spun eu, să le asiguri stadioane, să le asiguri terenuri, să le asiguri săli. Da? Ce vorbim? În București nu avem un patinoar, bă. Despre ce vorbim? Nu avem un patinoar în București. Gândește că nu mai ai unde să alergi, nu mai ai unde să alergi, nu mai ai terenul de atletism, nu mai ai nimic. Eu o să fac în Ghenci, am înțeles, cu un teren de atletism și mai e unul pe la Dinamo, oh, dacă nu mă înșel. Păi, dar la Dinamo e în paragen, cât știu eu, pista aia... Bă, știți cum e chestia asta? Probabil. A ajuns așa mai trebuie. Foarte bine. Bă, dacă o floare nu se face primăvară, trebuie toți, societatea, noi părinții, presa, vecinii, toți, să susțină copilașii ăștia care săracii nu au unde să se ducă să facă un sport, să se apuce de ceva, da? Trebuie să încurajați. Eu nu pot că am serviciu și nu am bani. Presa dă, noi ne face terci că ei vor tancuri și avioane. Așa. Vecinii le râd în nas cu berea în mână. Unde te duci, mă, să bați mingea pe Maidan? Stai, dracu, acasă. Ăștia suntem noi, societatea, mă, frate. Cei de la Adidas și ieșind în public, în sfârșit, bă, cred că a ascultat emisiunea de data, cred că a urmărit-o. Sau, în sfârșit a ieșit cineva de la Steaua și a vorbit cu noi. Bă, a fost atât de greu. A fost atât de greu să-i chem pe oamenii de la Steaua TV și să nu-ți mai cadă microfonul? A fost atât de greu, domnul Marinescu? Da, aș vrea să vă critic, dar nu mai pot, că mi-ați închis gura acum. Poate nu i-au dat aprobare șefii, nu mai de sus să vorbească. Bă, nu știu, fane... Departamental trebuie să primești aprobare să vorbești. Așa da, cum a vorbit? Sunt perfect de acord cu tine. Sunt perfect de acord cu tine, dar nu mă interesează cine vorbește de la Steaua. Nu mă interesează cine aduce sponsorul la Steaua, poate să-i aducă soldatul de la poartă.
Mă interesează să existe și mă interesează ca cei din club să comunice, că îi cheamă Marinescu, că îi cheamă Bichir, poate să-i cheme orice, nu mă interesează. Să iasă frumos, uite cum a ieșit Marinescu, de asta nu mai pot să-l critic, a ieșit și a spus, am semnat cu Adidas. Place emisiunea asta, nu, hai de când să ne exigești, du-te, liniștit. Ia stai, stați așa un pic, să mă iau de el. Da. Ce oamenii au, na, ce să zici, oamenii au idei, au păreri. Fiecare e liber să gândească ce vrea. Dar dacă nu ești de acord cu ce vorbim noi aici, merge omule liniștit în altă parte, e duminică seara, uite-te pe Netflix. Marian Mateus ăsta? Mateus sau Mateuț? Mhm. Cine ești, mă, cu noiule tu de te bagi? Tripa, apăgal, haper, nu ce înseamnă steaua. Ia spune-ne tu, mă, hai, scrie-ne ce înseamnă steaua, mă, săracul. Că noi am ținut cu Chiajna până acum și n-am făcut și noi emisiune cu steaua în seara asta, mă. Scoateți, mă, gunoiul ăla afară, mă, ștergeți-mă, dați bani. Admini. Îl rog și eu pe prietenul ăsta al nostru, pe Marian Mateus, dacă vrea să stea de vorbă cu noi, să păsteze un limbaj decent, da? Cu exprimări de-astea, cu papagal, cu handicapat. Dacă nu, admini să-i dea bloc. Păi nu, urmă, de data viitoare în care mai jignește, o să-i rog pe colegii noștri să... să-l treacă în, în tăcere, nu se poate și ceva. Ok, nu-ți place de fețele noastre, nu-ți place ce vorbim, nu-ți convine ce vorbim, lasă-ne. Statea emisiuni la care poți să te uiți, ai Netflix, bagă mare, duminică seară, stai cu copiii, nu te apucă să ne joci prăi. Costă bani. Da. E trist pentru că știi de ce? Pentru că din ce văd, înțeleg că omul este e cu steaua, e suporter de-al nostru, să ne jignim nu între noi. Nu e suporter de-al tău, mă. Are o poză cu Tom Cruise la... E un bot de ăsta prost, ce să mai... Bun, deci mergem toți trei pe Victorie, nu? La... Victorie cu stadion plin, nu? Nu va fi stadion. Mă rog, în, cât se poate de plin, că oricum nu avem cum să-l umplem. Da, chiar e o discuție interesantă aici. Vorbeam cu cineva la, la inaugurare și îmi spunea că bă, acum au venit mulți, zice, să vedem dacă vin și în campionat. Credeți că o să fie o afluență de public? În primele etape, nu. În funcție de evoluția stilei, vor veni și mult mai mulți spectatori. Oameni dornici de fotbal și care vor să vadă o evoluție teren, să vadă spectacol. În afară de fanii clasici ai Stelii, care oricum sunt meci de meci, în timp vor veni și alți oameni să vadă Steaua. Unii chiar vor face transfumanță. Chiar credeți că s-a mai întâmplat și transfumanța? Dar se întâmplă zilnic asta. Da? Ai analizat o chestie asta? E vorba de rezultate, mă, că dacă mergi din rezultat în rezultat bun, e clar că o să apară și ceilalți de care ne ferim sau... Prietenii tăi cu semințele, să înțeleg. Da, da. Vrem, nu vrem, oamenii... Dar asta e valabil la orice echipă, mă, la orice meci, nu doar la... Că sunt suporterii de rezultat, știi cum ar fi. Da, și era și înainte și probabil așa o să fie mereu. Am înțeles. Facem acțiune, frumos, voluntariat, știți voi cel mai bine. Pe data de 10 septembrie avem colectare și avem în 3 locații. Deci asta e prima care o fac și în 3 locații, nu mai e și nicio. Adică n-am încercat până acum, dar sper să-mi iasă. Uh-huh. Prima este la o măicuță de la o biserică, dar fostă învățătoare care s-a retras la o mănăstire și are grijă de 30 de copilași în județul Sălaj în Simleu Silvaniei, la mănăstirea Bic. Uh-huh. A doua o facem la în Săcele, în Brașov, la Brădet, unde am mai fost acolo, unde sunt copilașii aia cu diferite boli în faze terminale și o chestie mai urâtă un pic acolo. Uh-huh. Așa, și a treia la Părintele Tănase, la Valea Plopului, unde deja suntem de casă, cum s-ar zice. Deci facem o acțiune în 3 locații diferite. Am rechizite și alimente.
Am înțeles. Pentru copii și bătrâni. Am înțeles. Deci 10 septembrie, nu? Și 10 colectarea, deplasarea pe 11, sâmbătă pe 11. Și ne împărțim în 3 sau cum? Da, 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 da.